la vârsta când pentru un copil viața înseamnă joc și jucării, Daria, o fetiță de doar 8 anișori, a renunțat la joacă pentru marea ei pasiune, gimnastica ritmică. Visează să devină o sportivă de renume internațional și pentru asta a renunțat la multe plăceri cu care se răsfață în general un copil de vârsta ei și a preferat să muncească. De 2 ani, mica fetiță cu suflet mare se pregătește pentru a smulge juriului nota maximă. De jucat când te-ai? Cam niciodată, în weekend-uri, doar duminica am timp să-mi fac și temele și așa, dar de jucat în timpul săptămânii nu mă joc. Astăzi, Daria a fost prezentă la turneul internațional de gimnastică ritmică Spring Cup, care a ajuns la cea de-a 4-a ediție și care a fost organizat la Sala Doroftei din Ploiești. Acum am ajuns să concurez la un concurs de tarie internațională. Este o mândrie pentru mine și onoare. Este primul la care particip. Da, este primul concurs internațional. A mai fost un concurs în aprilie. Am câștigat locul 3 cu ansamblul. Ai emoții pentru concursul de azi? Am, dar o să le înfrâng. 8 anișori. Gimnastică ritmică. 5 ani jumate, v-am zis. Așa. Îmi place. De la grădiniță a venit doamna, le-a selectat câteva fetițe și a venit, a făcut așa, i-a plăcut. Așa. Câte ore de antrenament pe zi? Cam 2 ore jumate, 3. Fac pe zi, au și ele o zi liberă. Cele peste 100 de concurente care au participat la competiție s-au întrecut în exerciții care mai de care mai dificile și mai bine executate. Avem peste 100 de concurente din 9 țări plus România, deci 10 în total. Sunt foarte bucuroasă, foarte emoționată și Clubul Sportiv Municipal împreună cu organizatorii, Federația Română de Gimnastică Ritmică, împreună cu Primăria Ploiești și cu Federația Internațională, ne-am străduit să creăm condițiile organizatorice perfecte. Câte ore de antrenament faci în fiecare zi? 4 ore jumate. Și cum te descurci cu școala și cu lecțiile? Bine. La competiție au participat și fetițele de la lotul național al Italiei, României, Ucrainei și Moldovei. În concurs au evoluat multe gimnaste cu rezultate foarte bune la competiții, campioane mondiale sau naționale.